Everyone, tingnan nyo yung lunch ko, oh. Tomato salad, may cucumber, tapos ito, tinapay. O, diba? Naiiba yung aking pagkain ngayon. Lunch ko ngayon ito. Diba? Tingnan nyo. Ito yung palaman ko. May cheese. Tsaka ito, cucumber. Naiba po yung aking pagkain ngayon. Deși suntem în plin sezon al fructelor românești, acestea sunt atât de scumpe încât cumpărătorii preferă... Ca în taio, tu le-am scos, o? Dico na may hintay si Lolo. Ang tagal ng mga gutom na ako, alauna, 20 na. Kain tayo? Așa, gulay, kamatis lang ang ano. Tapos nilagyan ko lang siya ng ano, olive oil, salt, tsaka balsamic. Balsamic. Într-o lună, în jur de 1 kg și 300 de grame de mere. În topul consumului urmează struguri, însă la mare distanță, cu numai 300 de grame consumate lunar. Iar dacă ne referim la celelalte fructe, abia dacă ajungem la 200 de grame consumate într-o lună. Consumul de pere, de exemplu, este de numai 180 de grame, adică echivalentul acestui fruct mic. Balanța plină însă favoarea fructelor exotice, un român mănâncă într-o lună în jur de 1 kg de banane și aproape 700 de grame de portocale și mandarine. Cei culigări fac eforturi să-și vândă marfa. Unii trimit fructele direct la ușa clienților. Familia de lucru de pildă trimite săptămânal lăzi cu fructe clienților din București și din împrejurii. Bye, bye.